rezultat bun pentru noi, mergem înainte pentru turul 2. Consolidăm. Adică lucrurile arată foarte bine din punctul ăsta de vedere, ținând cont de parteneriatul care vom avea și cu Călin Popescu. Rezultatele finale din primul tur al alegerilor prezidențiale din 2 noiembrie 2014 îl situează la Botoșani pe candidatul PSD cu mult deasupra contracandidaților săi. Rezultatul nu i-a surprins însă prea mult pe socialdemocrați, dar nici nu le-a trezit emoții de bucurie așa cum a fost la alegerile europarlamentare din 25 mai 2014. Președintele executiv al PSD Botoșani, Ovidiu Portariuc, a declarat că toți membrii de partid se pregătesc deja de turul al doilea, deoarece atunci se dă lupta finală. Rezultatele confirmă așteptările noastre, un rezultat bun pentru botoșani, atât pentru județ cât pentru municipiul botoșani. Le mulțumesc botoșinenilor și aștept la vot și în turul 2. Unde sunt emoțiile de bucurie? De ce nu deschideți șampania? Șampania o vom deschide pe data de 16 seara. Bineînțeles, alături de botoșineni și alături de toți românii care vor pune capăt unui regim de aproape 10 ani, de regim Băsescu. Senatorul PSD Doina Federovici a menționat că rezultatul obținut la scrutinul de duminică reflectă munca socialdemocraților din ultimele 3 săptămâni de campanie, dar și ceea ce a făcut Victor Ponta pentru județul Botoșani. Botoșănenii au înțeles mesajul nostru de unitate, mesajul premierului, și mă bucur pentru fiecare botoșănean care astăzi crede în tot ceea ce a făcut bun Victor Ponta pentru acest județ și a înțeles mesajul nostru de unitate în sensul în care Victor Ponta va conduce corect România, va fi acel președinte pe care noi toți românii îl așteptăm de mai bine de 20-25 de ani. Potrivit rezultatelor finale centralizate de Biroul Electoral Județean Botoșani, Victor Ponta, candidatul Alianței PSD-PC-UNPR, a acumulat 55,59% din voturile valabil exprimate. Cel care este în urma candidatului PSD este Klaus Iohannis de la ACL, care a obținut 22,09% din voturi.